Cultivă-ți viziunea. Andy Stanley. Capitolul 4. Dumnezeu care știe cum. Viziunea unei organizații acționează ca polul ei magnetic. The Leadership Challenge. Chris avea o viziune: să împărtășească Evanghelia fiecărui elev ce frecventa liceul Dan Woody. El mi-a mărturisit pentru prima dată viziunea lui la începutul ultimului său an de liceu. Ne întâlneam în fiecare marți după amiaza pentru ucenicizare. Fiindu-i pastor de tineret, am fost entuziasmat și umilit în același timp. Entuziasmat de zelul lui și umilit de amintirile din ultimul meu an de liceu. Nu știu cum a fost în cazul tău, dar viziunile mele din ultimul an de liceu nu ar putea fi prezentate ca material ilustrativ pozitiv. În orice caz, Chris mi-a comunicat viziunea lui și am început să lucrăm împreună pentru a descoperi modalități pentru realizarea ei. Unul dintre obstacole era că poziția lui Chris în liceu nu-i conferea prestanță. Nu era președintele vreunei organizații sau grupări. Nici nu făcea parte din vreo echipă. Nu era prieten cu nici o majoretă celebră. Nu era un elev de onoare. De asemenea, avea un mod absolut aparte de a se îmbrăca. Chris era patinator. Acum, în anumite comunități din jurul Atlantei, un patinator ar face parte din eșaloanele de frunte în liceu. Nu însă și în Dan Woody. La liceul din Dan Woody, patinatorii nu erau respectați. În primul rând, ei nu erau prea mulți. Iar cei câțiva care erau, nu se bucurau de prea multă popularitate. Pe scurt, Chris nu avea nicio șansă să fie rugat să le vorbească elevilor în liceu. Îi lipseau pârghile necesare. Tot ce avea el era o viziune. Însă Chris nu s-a descurajat. El simțea că era voia lui Dumnezeu să persevereze în această viziune. El considera că este responsabilitatea lui să se asigure că fiecare elev din școala lui are cel puțin o dată ocazia să audă o prezentare clară a Evangheliei înainte de a absolvi liceul. Așa că am analizat împreună toate posibilitățile imaginabile. Ne-am gândit să scriem fiecărui elev o scrisoare. Am discutat ideea unui apel telefonic fulger. I-am sugerat să punem bilețele în dulăpiorul fiecăruia. Însă nici una din aceste idei nu părea potrivită. Anul a trecut, dar viziunea lui Chris nu a ajuns să dea roade, sau cel puțin așa părea. Însă ca Neemia, Chris a rămas credincios în lucrurile pe care le putea face, având în același timp încrederea că Dumnezeu va face ceea ce el nu putea să facă. În ultimul său an de liceu, Chris s-a folosit de fiecare ocazie ce îi se ivia pentru a le vorbi celorlalți elevi despre credința lui. Unul din cei cărora le-a putut mărturisi ce crede el a fost Mark. Mark crescuse împreună cu mama lui în Miami. Părinții lui divorțaseră pe când el era încă un copil, iar tatălui se mutase în Atlanta. Când Mark a ajuns la vârsta adolescenței, nu i-a fost deloc ușor. A căzut pradă ademenirilor, alcoolului și drogurilor. A fost dat afară din școală. La sfârșitul clasei a 10-a, mama lui se săturase deja. Ea i-a împachetat lucrurile și l-a trimis la Atlanta să locuiască cu tatălui. Mark nu dorea să-și părăsească prietenii din Miami, și nici nu era încântat să locuiască cu tatălui. Cât îl privea pe el viața, cred că îți poți imagina. Știind toate acestea,
Imaginează-ți prima lui zi de școală la Dunwoody. Avea o atitudine ce-l anunța cu 10 minute înainte ca să-și facă apariția. Nu era copilul de care să te apropii sau pe care să-l saluți pe coridoare. În consecință, nimeni nu a încercat să ajungă la sufletul lui. Nimeni, în afară de, ai ghicit, de Chris. Unul dintre aspectele remarcabile la Chris era că nimeni nu-l putea intimida. El nu s-a speriat de Mark. L-a luat așa cum era, un tânăr supărat, rănit, care avea nevoie de un prieten și un mântuitor. Așa că s-a dus la el, s-a prezentat și a început să-i prezinte școala. Curând aveau să-și dea seama că amândurora le plăcea același gen de muzică. De fapt, Mark era toboșar, iar Chris cânta la chitară bas. La acel sfârșit de săptămână, Chris l-a invitat pe Mark la el acasă să-și petreacă seara împreună. În acel moment din viața lui, Chris ajunsese să creadă că viziunea lui nu mai avea sorți de izbândă, nu vedea nici cea mai mică șansă de a-l împărtăși Evanghelia tuturor elevilor. Dumnezeu nu îi asigurase mijlocul necesar. Tot ce mai putea face era să se implice în cât mai multe relații, de la om la om, înainte ca să se încheie anul școlar. Nu avea de unde să știe că Dumnezeu nu renunțase la viziunea lui. El continua să lucreze tăcut din culise, iar Mark urma să joace un rol cheie în materializarea viziunii lui Chris. Târziu în acea seară, după ce au ascultat muzică timp de mai multe ore, Mark s-a deschis față de Chris. I-a povestit despre viața lui la Miami. I-a mărturisit reținerea de a veni în Atlanta. A admis că era destul de furios pe toată lumea. După ce Mark a terminat tot ce avea de spus, Chris, un adolescent de 17 ani, i-a spus că în cer el are un tată care îl iubește în pofida a tot ce a făcut. I-a spus că Iisus Hristos a murit pentru păcatele lui, pentru ca el să poată fi iertat. În seara aceea, Mark și-a pus încrederea în Hristos și a devenit creștin. Apoi Chris i-a spus că are un pastor de tineret extraordinar, pe mine, și a vorbit și despre biserica lui. În duminica următoare, Mark a venit la biserică și a început să participe la întâlnirile de tineret. Anul a trecut, Chris a absolvit liceul și s-a înscris la colegiu. Între timp, Mark mai avea un an la liceul Dunwoody, iar eu l-am invitat să ia parte la întâlnirile noastre de ucenicizare. Pe parcursul anului am devenit bun prieten. Apoi, într-o seară de miercuri, chiar înaintea întâlnirii de studiu biblic pentru tineret, Mark a venit alergând la mine cu un început de panică în priviri. Andy, n-o să-ți vină să crezi. Fiecare propoziție a lui era precedată de această exclamație. N-o să-ți vină să crezi, am fost rugat să le vorbesc tuturor elevilor în cadrul întâlnirii Arrive Alive. Întoarce-te sănătos! În fiecare an, în vinerea dinaintea vacanței de primăvară, liceul Dunwoody organiza o întâlnire în campus, în cadrul căreia i-a avertizat pe elevi cât este de periculos să consumi alcool și să urci la volan. Obiceiul era să fie invitat un vorbitor care avea de spus ceva înspăimântător. În general, se relata despre coliziuni frontale, fracturi multiple, spitalizări prelungite. Din când în când, invitatul era dispus să-și arate și cicatricele. Ideea era aceea de a-i motiva pe elevi să fie prudenți în timpul vacanței de primăvară. Adesea se expunea în campus, ca material ilustrativ, o mașină făcută zob de un șofer biat. Ei bine, doamna Dulworth, directoarea liceului, știa că Mark consumase alcool și droguri înainte de a veni la liceul condus de ea. Mai mult, observase că în viața lui avusese loc o schimbare extraordinară în bine. Ea s-a gândit că ar fi o idee bună dacă Mark
în calitate de elev, va lua cuvântul după vorbitorul principal. Așa că l-a chemat pe Mark și l-a rugat să spună povestea. Am zâmbit. Mark, când mi se cere să vorbesc într-o școală publică, organizatorii nu menționează unde lucrez. Sunt prezentat drept consilier pentru probleme de tineret. Ție, Dumnezeu ți-a dat o ocazie unică. Tu ești elev, poți spune absolut orice vrei. Da, cred că ar trebui să le spui întreaga ta poveste. Nu voi uita niciodată sentimentele pe care le-am trăit în după-amiaza aceea pășind în sala de sport a liceului. Îmi auzeam efectiv bătăile inimii. Rare ori am emoții când trebuie să vorbesc. Acum aveam însă niște emoții atât de mari pentru Mark, încât nu eram sigur că voi rezista până la capăt. Sala de sport era arhiplină. Abia dacă mai găseai un loc în picioare. Elevi, profesori, toți erau acolo. Doamna Dulworth l-a prezentat pe vorbitorul principal. Absolvise liceul Dunwoody în urmă cu câțiva ani. Povestea lui fusese foarte bună. Mult sânge și multe scene de groază. Elevilor le-a plăcut. Însă concluzia lui a fost searbădă. După 30 de minute în care a zugrăvit în culori vii accidentul de mașină în care a fost implicat și a vorbit despre rănile cu care s-a ales și care i-au amenințat la un moment dat viața, el a încheiat. Prin urmare, dragile, vă rămâneți uniți, vă aveți unii pe alții, vă mulțumesc. Și s-a așezat. Toți au aplaudat din politețe. Apoi doamna Dulworth a pășit spre centrul sălii de gimnastică și a anunțat următorul punct pe ordinea de zi. În după amiaza aceasta, unul dintre elevii noștri actuali mi va vorbi peste câteva clipe despre schimbările ce s-au petrecut în viața lui. Se spune bun venit lui Mark Hanna. Credeam că voi muri de emoție. Mark s-a îndreptat cu pași liniștit spre microfon, l-a scos din stativ și a început să vorbească. Când am venit la liceul Dawadi, eram plin de ură față de tot și de toate. A povestit despre viața lui în Miami, ne-a mărturisit mânia lui intensă care îl bântuia. Ne-a lăsat să pătrundem în experiențele teribile pe care le-a avut din cauza alcoolului și drogurilor. Ai fi putut auzi până și cum cade un nac în liniștea desăvârșită și în nemișcarea absolută ce a cuprins sala, mai puțin inima mea, ale cărei bătăi cu siguranță că îi deranjau pe cei din jurul meu. Apoi Mark a ajuns la punctul culminant. Într-o zi m-am trezit în fața mea cu un tip care s-a prezentat și m-a invitat la el acasă. Numele lui era Chris Foley. În seara aceea i-am povestit toată viața mea, i-am spus cât de mult îi uram pe toți. El m-a ascultat, apoi mi-a spus că Iisus mă iubește. Mi-a explicat cum a murit pe cruce pentru păcatele mele și m-a asigurat că există iertare și pentru mine. În seara aceea m-a rugat împreună cu Chris și viața mea s-a schimbat. Nu pot spune că de atunci toate problemele mele au fost rezolvate. Încă mai am lupte de dus, dar acum nu mai sunt singur. Dacă aveți vreo întrebare în legătură cu cele spuse de mine, m-aș bucura să stau de vorbă cu voi la sfârșit. Vă mulțumesc! Acestea fiind zise, a pus microfonul înapoi în stativ și s-a întors cu pași liniștiți la locul lui. Între timp, toți din sală s-au ridicat în picioare aplaudându-l. L-au aplaudat și l-au ovaționat timp de câteva minute. Era prea mult pentru mine. Am părăsit sala și m-am îndreptat spre mașina mea. Deși poate părea destul de ciudat, dar abia după ce am ieșit din sală, am înțeles semnificația celor întâmplate. Doamne, a fost vorba de Chris, nu-i așa? Chiar și acum când bat la mașină aceste cuvinte, ochii mi se umplu de lacrimi când mă gândesc la acel elev din ultimul an de liceu, care făcuse cu credincioșie tot ce stătea în puteri, având în același timp încrederea că Dumnezeu va face ceea ce el nu putea să facă. Preocupările lui Chris erau în concordanță cu cele ale tatălui, așa că tatăl a lucrat din culise,
ca să asigure materializarea viziunii lui. Ce înaintea lui cum? Povestea lui Cristo și lui Marc ilustrează un principiu vital. Ce îl precede întotdeauna pe cum? Vei ști ce ți-a pus Dumnezeu pe inimă să faci înainte ca să știi cum intenționează El să realizeze totul. Adesea vei ști ce cu mult înainte de a ști cum. Crist a trebuit să aștepte aproape 2 ani. În cazul lui, cum a intrat atât de târziu pe scenă, încât el a presupus că ceea ce crezuse că ar trebui să se întâmple, nu se va mai întâmpla niciodată. La urma urmei, el absolvise deja. Aceasta nu însemna că planul lui dăduse greș. În primul rând, niciodată nu am reușit să alcătuim un plan. Cum s-a desfășurat fără nicio legătură cu planurile făcute de el, însă nu independent de credincioșia lui. Cu siguranță că Neemia a trecut prin aceeași experiență. El a știut ce îl chemase Dumnezeu să facă. Nu avea însă nici cea mai vagă idee cum sau când va realiza Dumnezeu totul. Timp de 4 luni nu s-a întâmplat nimic. El era în stare de repaus și știa că, omenește vorbind, nu exista absolut nicio posibilitate ca această viziune să prindă vreodată contur. Însă Dumnezeu avea un plan. Dumnezeu a știut cum să asigure lui Neemia eliberarea din slujba regelui. El a avut un plan pentru finanțarea și supravegherea reconstruirii zidurilor. Dumnezeu se ocupase în întregime de aspectul cum. Nu avea nevoie decât de un cine, acceptând și interiorizând povara pe care Dumnezeu i-o pusese pe inimă, Neemia a devenit răspunsul lui Dumnezeu pentru cine. Multe viziuni mor între ce și cum și este ușor de înțeles de ce. Când nu putem vedea cum, suntem tentați să-l punem pe ce deoparte. De ce să te supui agoniei? De ce să trăiești într-o permanentă stare de frustrare? În cazul lui Neemia, de ce să umble de colo-colo, ca și când și-ar fi pierdut cel mai bun prieten? La un moment dat este mai ușor să cobori ștacheta, să renunți la viziune și să ochești o țintă pe care să ai oarecare speranță că o vei nimeri. Iată de ce este periculos să te preocupe prea mult modalitatea de realizare a viziunii tale. Fă-ți planurile cât poți de bine, dar nu uita că o viziune divină necesită intervenție divină. Și asta ne aduce la cărămida 5. Ce Dumnezeu originează, El și orchestrează. Probabil că ar trebui să prinzi această afirmație deasupra oglinzii din baie timp de o lună sau două. Cum nu este niciodată o problemă pentru Dumnezeu, dar este de obicei o mare problemă pentru noi. În schimb, cum este specialitatea lui Dumnezeu. Dacă Vechiul și Noul Testament ne învață ceva, cu siguranță ne învață că nimic nu este prea dificil pentru Dumnezeu. Ce originează, El și orchestrează. Studiu de caz. Maria. Viziunea. Îngerul Gabriel îi se arată Mariei și îi prezintă o imagine foarte clară a ceea ce urmează să se întâmple în viața ei. Iar ea pune întrebarea pe care oricare dintre noi ar fi pus-o în situația respectivă. Cum? Maria i-a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Luca 1,34. Vă amintiți răspunsul îngerului, nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Versetul 37. Cum nu este niciodată o problemă pentru Dumnezeu? Când îți pune ceva pe inimă să faci, El lucrează în spatele scenei ca să asigure împlinirea acelui lucru. Între timp,
noi trebuie să rămânem credincioși și să ne concentrăm asupra viziunii. Nu îți revine responsabilitatea să afli cum să demarezi viziunea lui Dumnezeu pentru viața ta. Tu ești răspunzător să faci ceea ce știi să faci, ceea ce poți face, apoi trebuie să aștepți. Gândește-te o clipă. Îți poți aminti vreo situație din Vechiul sau Noul Testament în care responsabilitatea de a descoperi modalitatea împlinirii unei viziuni divine să fie revenit bărbaților sau femeilor cărora Dumnezeu le-a dat viziunea? Moise a trebuit să găsească modul de a scoate poporul Israel din Egipt, de a-l trece Marea Roșie, de a-l trece prin deșert. A fost responsabilitatea lui David să descopere cum să-l dea pe Saul la o parte ca să poată urca el pe tronul lui Israel. Când Iisus le-a spus ucenicilor să dea de mâncare celor 5.000 de oameni, a fost responsabilitatea lor să descopere cum le vor ajunge cele 5 pâini și cei 2 pești. A fost responsabilitatea ucenicilor să descopere cum să ducă Evanghelia până la cele mai îndepărtate margini ale pământului? Nu! În fiecare situație, Dumnezeu a orchestrat evenimentele în așa fel încât cei implicați au recunoscut degetul lui Dumnezeu. Toți au fost niște simpli bărbați, niște simple femei care au făcut ceea ce știau să facă, iar între timp nu au pierdut niciodată din vedere viziunea pe care Dumnezeu o născuse în inimile lor. Ideile bune și ideile lui Dumnezeu. În cazul ideilor bune, însă, lucrurile stau altfel. Ideile bune sunt limitate de potențialul nostru, de relațiile și resursele noastre. Dacă nu urmărești decât o idee bună, atunci trebuie să sacrifici mult timp și să consumi multă energie în efortul de a descoperi cum poți iniția realizarea ei. Pe de altă parte, limita unei viziuni divine este numai Dumnezeu cu potențialul și resursele Lui. Ceea ce înseamnă de fapt că orice este posibil. Dacă ai doar o idee bună, atunci trebuie să determini realizarea. Când Dumnezeu îți dă o viziune, se poate spune, într-un anumit sens, că tu stai deoparte și privești doar cum se realizează ea. Uneori trebuie să stăm deoparte un timp destul de îndelungat, deoarece nu știm niciodată exact când anume va interveni Dumnezeu, este neapărat necesar să ne păstrăm atenția concentrată asupra viziunii. Dar trebuie să ne concentrăm asupra ceea ce El ne-a chemat să facem și nu asupra modului în care El va pune totul în mișcare. Concentrându-ne asupra viziunii, rămânem cu privirile ațintite asupra lui Dumnezeu. Viziunea este un memento al dependenței noastre. Suntem așadar conștienți că dacă Dumnezeu nu face nimic, nu putem merge mai departe. De aceea, vizionarii trăiesc cu un sentiment al așteptării. Ei așteaptă ca Dumnezeu să facă ceva. Ei trăiesc prin credință în cel mai adevărat sens al cuvântului, adică așteaptă mereu ca Dumnezeu să facă ceea ce ei cred că a promis că va face. În lumina viziunii divine, credincioșia noastră zilnică câștigă o nouă semnificație. Ea nu mai este credincioșie de dragul credincioșiei. Ceva important este în joc. Dacă vizionarul nu acționează, ceva important rămâne nefăcut. Credincioșii vizionari trăiesc știind că viziunea poate fi împlinită independent de planurile lor, însă ea nu se va împlini și independent de credincioșia lor. Credincioșia este decisivă pentru succes. Găsește-mi un creștin care nu mai este credincioș cauzei lui Iisus și îți va arăta un om fără nicio viziune din partea lui Dumnezeu, fără sentimentul unui destin divin. Astfel de oameni fie că au pierdut acest sentiment, fie că nu l-au avut niciodată. Creștinii vizionari se caracterizează prin credincioșie intensă,
față de viziunea lor și față de Mântuitorul lor. Pentru ei, problema lui cum nu este un obstacol, este doar un prilej ca Dumnezeu să facă ceea ce El face atât de bine, imposibilul. Apostolul Petru este un exemplu bun pentru cineva înclinat să-și piardă capacitatea de a se concentra. Îți amintești incidentul umblării pe apă? Totul a fost bine atâta timp cât nu și-a pus problema cum va umbla pe apă. S-a descurcat perfect cât timp s-a concentrat asupra celui care l-a chemat să iasă din barcă. A umblat pe apă câtă vreme a făcut ceea ce știa să facă, având încrederea că Hristos va face ceea ce el nu putea să facă. Însă în clipa în care nu a mai privit țintă la Domnul, în clipa în care nu s-a mai concentrat asupra lui ce și cine, ci asupra lui cum, el a început să se scufunde. El nu știa cum să umble pe apă. Însă aceasta nu l-a preocupat cât timp s-a concentrat unde trebuia. Cât timp s-a uitat țintă la Iisus, cum nu a fost o problemă. La fel este și cu noi. Când Dumnezeu ne pune pe inimă să facem ceva, trebuie să ne concentrăm asupra a ceea ce El ne cheamă să facem. Responsabilitatea noastră este să facem ce știm noi să facem și să așteptăm ca El să umple spațiile goale. Neemia a făcut ceea ce a putut El să facă. Cris a făcut ceea ce El a putut să facă. Dumnezeu a făcut ceea ce a putut El să facă. Și în cele din urmă, ceea ce trebuia să se împlinească s-a împlinit. Cum este specialitatea lui Dumnezeu? El știe cum să ajungă la sufletul soțului, soției, șefului, vecinului tău. El știe cum să aibă grijă de copilașii tăi, chiar dacă tăticul lor a murit. El știe cum să inițieze un grup de rugăciune chiar acolo unde lucrezi tu. El știe cum să-ți relanseze afacerea. El știe cum poți plăti taxele școlare. El știe cum să te mângâie în durerea ta. El știe cum să-ți vindece căsnicia. El știe cum să demareze acea lucrare. El știe cum să motiveze biserica voastră. Încărcați. În timp ce unii sunt ispitiți să renunțe când se confruntă cu întrebarea cum se va realiza un anumit lucru, alții au tendința să se plaseze la cealaltă extremă. Aceștia sunt creștini tip Navy Seal. Pentru ei nici o sarcină nu este prea grea, nici o munte prea înalt, nici o problemă prea complicată. Versetul lor preferat este Filipeni 4:13a. Pot totul în Hristos. Ei acționează presupunând că odată ce Dumnezeu le dă o viziune, aceasta înseamnă undă verde. Și de vreme ce toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu, iar Dumnezeu trăiește în ei, nimic nu e imposibil. Acestora nu le este deloc frică să apuce un tigru de coadă, să-l tragă pe Superman de mantie sau să ia vântul în piept. Ei nu cunosc teama. Și ca să fiu sincer, sunt puțin invidios pe oamenii care dovedesc un astfel de curaj. Este de admirat felul în care știu să se abandoneze cauzei. Însă sincronizarea lor este adesea cumplită. Așa a început și Petru. El nu a vrut să lase pe nimeni să-l aresteze pe Iisus. Chiar dacă asta ar fi însemnat să taie toate urechile din Imperiul Roman, el era hotărât să rămână lângă omul lui. La urma urmei, aveau o misiune de îndeplinit. Dar ce încurcătură a ieșit de aici? Poate că și tu ești la fel. Te grăbești să armezi de îndată ce direcția de tragere a fost stabilită. Dacă ai fi fost în locul lui Neemia, ți-ai fi făcut bagajele, imediat ce ai fi auzit cum stau lucrurile la Ierusalim. Chiar în noaptea aceea ai fi sărit zidul și ți-ai fi văzut de drum. La urma urmei, Dumnezeu ți-a dat în grijă
să reconstruiești zidul. A, nu, nu știi cum îl vei reconstrui, dar desigur, unde este voință, este și putință. Și unde este voia lui Dumnezeu, el are și o cale. În plus, nu poți construi zidul stând în Persia, trăind de azi pe mâine și făcând plecăciuni înaintea unui rege, căruia puțin îi pasă de tine sau de poporul tău. Dar oricât de convingătoare ți-ar fi fost discursul, oricât de impresionant s-ar fi desfășurat actul tău de bravură, te-ai fi înșelat amarnic. Nu până la momentul potrivit. Cu câțiva ani în urmă, Sandra și câteva prietene ale ei au avut pe inimă povara lucrării cu tinerele din biserica noastră. Le interesau mai ales fetele care erau separate geografic de mamele lor și cele cărora le este foarte greu să comunice cu acestea. Sandra m-a întrebat dacă s-ar putea gândi să înceapă o lucrare a femeilor, plecând de la ideea că femeile mai în vârstă să facă slujba de mentor pe lângă cele mai tinere. Am găsit că ideea era minunată. Așa că am început să-i pun 10 de întrebări. Cum le vei găsi pe tinerele care au nevoie de mentor? Cum le vei găsi pe femeile care să accepte slujba de mentor pe lângă aceste tinere? Le vei instrui pe cele care urmează să fie mentor? Cât timp va dura acest proiect? Cine va răspunde de acest proiect? Cum vei stabili perechile mentor-discipol? Te-ai gândit la vreun program pe care să-l urmezi aceste femei? Nimic nu este mai neplăcut decât să ți se pună acest gen de întrebări când viziunea ta este doar în fază embrionară. Dacă nu suntem atenți, putem înăbuși viziunea cuiva cu astfel de întrebări. Dar eu n-am vrut să fiu nesuferit. Mi-am exprimat doar interesul și poate puțină preocupare. Bineînțeles că Sandra nu a avut răspuns la toate aceste întrebări. Mi-a dat însă un răspuns nemaipomenit care m-a redus la tăcere. Am vrea să punem deoparte un an de zile în care să ne rugăm și să planificăm. Un an? Doreau să aștepte un an de zile înainte să demareze lucrarea cu femeile. Așa ceva este de neconceput în lucrarea bisericească. De obicei încep înainte ca să fii pregătit. Faci publică lucrarea încă înainte de a-ți alege oamenii. Apoi ani de zile te plângi că nimeni nu mai este devotat lucrării. Sandra s-a întâlnit 12 luni cu echipa ei să se roage și să planifice. La sfârșitul anului au ieșit în față cu planurile lor. Din clipa aceea, oricine a putut să vadă că Dumnezeu le-a dat o strategie. Stăteam uimit deoparte, privind cum această echipă alcătuită din femei relativ tinere le-a mobilizat și le-a instruit pe femeile mai în vârstă din biserica noastră. Apoi, prin ceea ce urma să se dovedească a fi călăuzire divină, au format perechile mentor-discipol din rândul femeilor din biserică. În timp am aflat cât de perfect se armonizau perechile astfel formate. Asta s-a întâmplat în urmă cu 5 ani. Multe din acele femei se mai întâlnesc și acum regulat. Dumnezeu a știut cum să demareze o lucrare a femeilor în biserica noastră, dar a avut nevoie de cineva care să iasă în față și să aștepte momentul potrivit. Este uimitor ce putem realiza când așteptăm călăuzirea lui Dumnezeu. Însă la fel de uimitor este și cum putem încurca lucrurile când pornim la drum pe cont propriu. Realizarea unei viziuni primite de la Dumnezeu nu depinde de intervenția noastră, ci de intervenția lui Dumnezeu. Iisus le-a explicat ucenicilor acest mecanism în felul următor. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5. La care noi suntem ispitiți să răspundem, stai puțin, fără îndoială că pot și eu face ceva. Este adevărat, dar nimic care să aibă consecințe eterne.
În schimb, viziunea lui Dumnezeu pentru viața ta abundă în consecințe eterne. Dacă viziunea este lăsată în seama ingeniozității noastre, ajungem foarte repede să creăm încurcături. Pe când lucrarea lui Dumnezeu, făcută în felul lui Dumnezeu și la timpul stabilit de El, va fi întotdeauna o reușită. Rezultatul va fi de așa natură încât va scoate în evidență sursa, pe Dumnezeu. Încă o dată. În cazul în care nu ai reținut nici una dintre cele 12 afirmații anterioare, repet, cum nu este o problemă pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are o problemă, aceea suntem noi. Tendința noastră este să lăsăm ca întrebarea cum, fie să ne copleșească, fie să ne catapulteze într-o acțiune frenetică inițiată de noi înșine. Dacă te simți copleșit, adu-ți aminte că Dumnezeu te invită să te atingi de resursele Lui inepuizabile. El nu așteaptă ca tu să aduci personal ceva din cele necesare pentru realizarea viziunii pe care a născut-o în inima ta. Dacă, pe de altă parte, mândria te amăgește să crezi că deții mijloacele necesare pentru a duce lucrarea respectivă la bun sfârșit, nu uita, lucrarea este de la Dumnezeu. El te-a chemat. Dumnezeu nu depinde de tine. Tu nu ești decât unul dintre jucători, nici de cum în întreaga echipă. Și într-un caz și în altul, Dumnezeu dorește dependență din partea noastră. O dependență ce așteaptă într-un mod activ ca El să răspundă la întrebarea cum.